Veronica Gimp. Dacă veți vedea măcar o singură dată zâmbetul ei, el vă va aduce lumină în suflet. Și în viața cotidiană, Veronica Gimp este anume așa cum o vedeți pe ecranul televizorului. Mărinimoasă, liniștită și foarte frumoasă. Dar aceste calități ale sale nu exclud și unele calități profesionale. Perseverentă, responsabilă și calmă. Aceste calități de asemenea o caracterizează. Iar din moment ce în activitatea de televiziune calmul și capacitatea de a nu intra în panică nu sunt altceva decât niște calități profesionale, capacitatea Veronicăi de a se controla în orice situație înseamnă o potrivire fantastică. Мне такое чувство, что Вероника вообще без минусов. Я редко встречал таких людей. Но вот я допустим, не могу, как бы я ни пытался найти, вот там, допустим, может быть, не знаю, она ногти грызет, да? Или она тайно каждый вечер пьет кровь младенца, знаешь? Я не могу ничего найти в ней какого-то вот такого. Но я был свидетелем несколько раз ситуации, когда кто-то выводил ее из себя, она ругалась, это было так очень экспрессивно. Я немного так вот, я сидел напротив нее и немного удивился, Вероника ли это? Может быть, это какой-то другой человек. Потому что у меня вот такой вот образ, святая. Astăzi Veronica este senior secția Meteo și prezintă emisiunea Stil de Viață. Doi ani în urmă, ea era una dintre miile de oameni care treceau printr-o selecție riguroasă înainte de a ajunge la publică. Eram toți novici, începători, am început să arătăm la hărți improvizate, cum ar fi, de exemplu, jaluzele pe pereți. Veronica Gimp era o tipă timidă, ca să spun așa, mare parte nu știam cu ce o să ne ocupăm exact. Am mers la București împreună, am învățat de rând cu ea și eu și alții, toți care sunt acum la Meteo și în general la știri. Veronica a fost o tipă care a reușit foarte rapid, probabil mai bine decât toți, nu mă tem să spun asta, face o treabă foarte ok și a avansat colosal în acești 2 ani de publică. Dar la început eram foarte varză, da? Cum zic colegii noștri. Am trecut prin o grămadă situații când începi să vorbești și hop, îți dispare vocea sau chestii de genul ăsta. Și întotdeauna ești bistrez, foarte mare emoție și deseori îmi spuneam, mă controlam, nu cum poți așa să fii de emotivă dacă ai 4 ani lucrat la Moldova 1. Dar iată că experiența asta de la Moldova 1 totuși nu m-a ajutat să fiu mai bun aici. Aici, de parcă am luat totul de la capăt, nu știu de ce. Poate că e o experiență nouă și se deosebește foarte mult ceea ce se face aici de ceea ce făceam acolo. Veronica are studii de muzicolog. Este absolventă Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Dar specificul muncii în televiziune constă în aceea că aici nu te poți descurca doar cu o specialitate. Trebuie să scrii textele pentru subiectele filmate, să mergi la filmări, să comunici cu operatorii, cu editorii de imagine și să știi cum să-ți faci machiajul. Mai pe scurt, o meserie care necesită numeroase abilități. Nu e o poveste, e vorba de foarte multă muncă, e vorba de oameni care nu întotdeauna poate sunt binevoitori, e vorba de un stres care mereu te apasă, e vorba de invidia altor oameni, e greu pentru un om mai sensibil, e mai dificil, dar iată asta m-a făcut cumva mai puternică. Asta e prima calitate pe care pot să o observ, mă rog, că s-a schimbat. Nu sunt îndeajuns de puternică, dar oricum sunt mai cu imunitate. Nu, Veronicu, ea, s любовью называю соперницей, потому что вижу огромный потенциал в этой девочке. И вот за этой внешней хрупкостью скрывается сумасшедший характер. Я люблю соперничество. Вот с такой соперницей было бы очень приятно. Потому что кроме потрясающей внешности, там есть и воспитание, и душевное устройство, большая порядочность человеческая. И мне очень нравится, что в этом проекте она начала писать. Она будет хороша на экране и в 40, и в 50, и в 60. Это такое новое поколение телевизионщиков, которые приходят. Их очень мало, их нужно беречь, холить, лелеять. De ce nu s-ar apuca Veronica, totul este făcut calitativ. Deși înainte de publică a avut o anumită experiență de lucru în televiziune, Veronica s-a descoperit pe deplin anume aici. Pe lângă prognoza meteo și participarea la diverse campanii sociale ale televiziunii, ea a fost prima prezentatoare a emisiunii Săptămâna de Vreme și realizatorul emisiunii Meteo Show. Nu, работа с ней просто одно удовольствие. То есть, наверное, таких ведущих, как она, ну, наверное, человека 2-3 во всей стране. Как зритель я скажу, что вот очень приятно смотреть на нее. Я ей верю. Она музыкант, и это видно. Это видно, не обязательно ей играть на чем-то, но понятно, как она выстраивает
какие-то, ну, не только фразы, как вот ее поведение какое-то прям. И, ну, это не может не нравиться. Ну, очень, очень нравится. Veronica are o adevărată pasiune, muzica, mai exact, cântatul. Și dacă va lăsa vreodată televiziunea, o va face doar pentru asta. Pieptu-i pasă iubirea.